Niculina Stoican, mesaj cu subînțeles pentru Constantin Enceanu Procesul dintre Niculina Stoican și Constantin Enceanu a ajuns la final după doar câteva luni, iar magistrații au oferit câștig de cauză artistului. În aceste condiții, interpreta de muzică populară este nevoită să achite cheltuielile de judecată, în valoare de 2.975 de lei. Mai mult decât atât, Niculina Stoican a avut și o primă reacție pe rețelele sale de socializare. Mai precis, a ales să posteze un mesaj cu subînțeles, respectiv o fabulă în care subiectul principal este cearta, făcând probabil referire la disputa dintre ea și colegul său de breaslă, Constantin Enceanu. Nu te certa cu măgarii fabulă. Măgarul îi spuse tigrului, iarba este albastră. Tigrul îi răspunse, nu, iarba este verde. A scris Niculina Stoican pe contul său de Instagram.